Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Mira! Da, explicăm de ce ai făcut așa. Mira. Tățață ce ești? De ce? Pa-bam! Oh, mamă. Bună seara! Hey, bună seara! O să-mi cer scuze dacă o să am emoții. Este prima dată când fac asta. Asta chiar este prima dată. Dar ce înaltă ești în realitate? Pa ce s-a urcat, mă? Mai bine așa. M-am aranjat băieții. Bun, numele meu este Mira și sunt aici pentru că Mihai mă urmărește pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube. Și pe stradă. Deci, practic, Mihai, tu nu mi-ai dat follow, tu mi-ai dat stalk. Cât timp ai venit tu pe fata prin Insta? Când m-a ținut și pe mine. După aia, jurnalul unui purla. Ai zis că nu i-ai dat like, mă. Ai zis că nu i-ai dat like. Like, bai, jurnalul. Îi dă pe like la toate pozele. Gata. Îmi place foarte mult de ea ca și artistă. Și sincer, credeam că ai alte gusturi, adică mă așteptam să-ți placă ceva mai exotic, cum ar fi Bona Santiago. Scuze, Bella Santiago. Bona Santiago! Bona Santiago! Asta este excepțional. Dar de ce, mă, că-i filipineză, băi? Am crezut că îți place felul ăla stricat, dar simpatic, în care vorbește limba română. După care mi-am dat seama, bă, n-are cum să-i placă, n-are cum să-l atragă așa ceva, pentru că altfel ar trebui să-l iubească la nebunie pe Abi Talent. Apropo de băieții ăștia agramați care au blog și vlog. Așa, mămică, așa, mămică, du-te tu, du-te tu. Sunt tare. Se tot laudă că româna este limba lor maternă. Probabil pentru că o vorbesc mai bine mamele lor sau nu știu de ce. Dar nu am vrut să o supăr pe Bella cu gluma mea. Din contră, o admir și mă bucur că a venit aici să ne ia premiile. România are un popor frumos. Se poartă bine cu imigranții. Sunt sigură că și Alex Velea, Connector, Pepe s-au simțit bine primiți la noi. Despre mine nu prea știe lumea prea multe, așa că o să încep cu Dan Badea, pentru că practic suntem în aceeași situație. Am văzut că mai și cântă. Bravo! Încearcă orice pentru a-și depăși handicapul ăsta al vârstei. Din ce am înțeles, s-a născut bătrân și obosit. Scuze, glumesc. Știm cu toții cine este Dan Badea și că el face stand-up și că toată lumea râde la glumele lui, mai ales aici la Humor, unde publicul este plătit să o facă. De ce nu râdeți? Pentru că râd doar la mine. Sincer, m-a enervat că a cântat la Sala Palatului. Ce, nu știați? A cântat chiar în deschiderea lui, dar cu vocea lui Bănică. Nu știu ce are lumea, dar de la o vreme tot îl imită pe Bănică. Numai el, săracul, imită pe Elvis. Nu am nimic cu Bănică, ba chiar îl admir. Are carismă, are farmec, are... Mă rog, ca să nu mai lungim, Mihai, când ajungi acasă, să te duci, să te uiți în oglindă și tot ce nu vezi la tine, are el. Mulțumesc. Glumesc, Mihai, te admir foarte tare. Tu ai fost un băieț de oraș și din ce am auzit, ai fost și în ceva băieț de la țară. Nu ești pretențios. Mamă! Știi ce mi se pare mie dubios? În România toată lumea cântă. Noi nu suntem o țară mediocră și folosesc acest cuvânt mediocră, fără nicio legătură, doar ca să se simtă și Șerban Copoț ca acasă. Am văzut că a cântat împreună cu Cezar Oatu. Este prima dată când Șerban nu cântă singur. Și totodată și prima oară când cântă. Mihai, nu te simți ignorat. Nu. A venit o fată pentru tine și vorbește despre alți bărbați. Sunt obișnuit. Te-aș invita aici lângă mine, dar știu că tu mereu pleci cu buzele înainte, așa că rămâi acolo, nu pupi. Știi că asiaticii prin tantra ating nirvana? Din ce am înțeles, tu prin tantra ai atins doar HPV. Mică șire, corsetul la o ține, nu poți să respire și atunci era, știi. Dar am aflat că îți place istoria. Ce ai un punct în plus de la mine?
eu asociez mereu istoria cu Delia. Da, da, Delia. Tu ai așa o legătură cu Grecia. Antică. Cu Sparta. Sparta? Da. Oh. Bagi în tine ca Sparta. Dar ce spun aici? Este doar adevărul, jur, nu spun minciuni. Nu sunt ca iubitul Rubi să umblu cu cioara vopsită. Oh! Uite, mă, bărbat aici pe scenă. Așa te iubesc, rea! Rea! Am avut două dume colosale. Nu știu dacă ce? Să râd, să plâng. Rea, mă, mămică, mă, rea! Mi-era dat-o foarte bine. A avut niște chestii curajoase, niște dume extraordinare. Eu nu știu, nu înțeleg genul ăsta de artiști, cântăreți, da? Nu știu cum se raportează ei la treaba asta când dau ochii cu... Respectivul. Ce-ai zis, mă, la umor, că... Păi da, dar era un rost. Ceea ce îmi spune că sunt niște oameni destupați la cap, inteligenți și care își asumă și un mic risc. Dar hai să vorbim despre noi, Mihai. Hai să vorbim despre să ne cunoaștem mai bine. Și ce rugăminte am, din când în când, să te ștergi că nu e în regulă să se vadă băluțe la televizor. Mi-ar plăcea să câștig X-Factor. Cum facem? Adică, bine, pentru asta ar trebui să particip, ar trebui să muncesc, și tu ai câștigat la X-Factor. Și totuși tu n-ai muncit, exact aici. Zici că ești angajat la stat, Mihai. Poți să-i spun și două vorbe lui Chelu? Și apoi mă întorc să termin cu tine. Chelu, te felicit pentru trupa Paraziții. Ascultând piesele, mi-am dat seama cât de talentat este un bladon. Ai fost în juriul la X-Factor, la The Four, acum aici. Mă bucur că Antena tot speră că te vei potrivi și tu undeva până la urmă. Ești un băiat cu mult umor, ai glumele mereu pregătite, proaste, dar pregătite. Tot e ceva mai bine decât la emisiunea Bravo Ai Stil. Acolo sunt și proaste și nepregătite. Da, gata, Mihai, m-am întors. Ce-au făcut mă ăștia cu tine aici? Au chemat-o și pe maică ta, l-au chemat și pe fratele tău, ți-au chemat și câinele să facă roast. Și acum și viitoarea soție. Chugi, chugi, dam, 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 bam, dom. Vezi că aici sunt șanse reale. Nu strâmba? Nu strâmba, că e o chimie, tu n-ai simțit-o? Era... Vreau să spun că e un privilegiu să fii admirată de un artist ca tine, Mihai. Și acum, pe bune, răsând rostul la o parte, chiar sunt foarte fericită și mă simt importantă. Energia lor era asemănătoare. Ea foarte veselă, foarte, știi, jovială. El... Cut! Ești un actor foarte bun, un bărbat mișto, o vedetă până la urmă. Am înțeles că ai și ceva bani, ai un cabinet de sto... Băi, dar eu nu știam tot ce scrie aici. Nu vreau să-i și la o cafea, adică... Da, clar. Și uite, acum ați dat și numărul meu de telefon, dar după ce ștergi mizeria aia de pe deget, da, poți să mă suni. Bun, da, îl aveam deja. Asta nu trebuia să știe toată lumea. E, vezi? Bun. Ce mă, n-am băgat un agenda, stai așa. Băi, stai așa că nu vreau să mă fată, că băi, stai o secundă, mă. Stai, mă, bă, cum cauți undeva dacă ai o conversație cu o persoană pe care o ai în agenda? Primirea, pe sărți, sau cum ai trecut-o tu? Bă, stai, mă, puțin, deci eu nu am aici, nu mai pare decât Mira Spadasira. Cine-i dracu Mira Spadasira, ți-i nebunit? Mira Spadasina? Trebuie să plec ca moră de canto, după aia mă duc la dansuri. Mă rog, vreau să devin o cântăreață cum nu s-a mai văzut în România. Vă mulțumesc, v-am pupat! Marcel Pavel! De foarte mult timp nu m-am mai văzut. Era genul de invitat la care chiar nu te așteptai, adică... Uite, bă, cum se vine, bă! Bună seara, bine v-am găsit. Vă întrebați de ce m-am îmbrăcat așa elegant. Din respect pentru
public. Bine. Pentru juriu. Da. Bine v-am găsit, dragii mei. Iată, văd pentru prima dată live pe Chelu și sunt foarte încântat. Bine, așa se spune la început. Da, Marcel Pavel sunt și eu mă mir. Nu mă mir că sunt Marcel Pavel, mă mir că mă aflu aici, la dumneavoastră. A făcut cineva aici o glumă. Știu, 8 sezoanele de Au Umor și totuși eu am auzit doar o singură glumă. Poate au fost două glume, dar pe Bendeac nu îl socotesc aici. Deci vine aici cineva și spune că Marcel Pavel face parte dintr-o generație veche. Ce înseamnă veche? Adică bătrân, cum ar veni. Cred că nu sunteți de acord. E, acum... Dacă ne întrebi... Nu vă întreb, vorbeam cu publicul. Care se poate vedea desenată pe pereții unei peșteri din Paleolitic, pe bune? Da. Cum da? E clar, e al vostru. Moment în care Delia a râs. S-a ascuns pe sub scaun când s-a spus gluma. I-a fost jenă, a încercat să nu râdă, pentru că ea mă respectă foarte mult. Însă a râs, Delia, și totuși ai râs, Delia. A fost involuntar. Normal. Mulțumesc. Excelent. În sfârșit ai ales o glumă, Delia. Bravo. A fost bună gluma, să înțeleg, nu? Știi ce apreciez foarte mult la tine atunci când mănânci? Deci mănânci tot timpul. Acum ai ceva mâncare la tine? Da. Să nu faci asta, tot. Deci eram sigur. Deci te apreciez foarte mult. Și îmi place melodia ta, măi. Melc, melc, cotobel, că scoate coarne, băurești. Cum e? Ce piesă e asta? Cine m-a făcut-o mare? Hai. Excelent, bravo, genial. Poate știți, eu și cu Bendeac nu prea ne înghițim așa, dar cine a scornit treaba asta? Frate drag. Eu acum aflu de ea. Bendeac. Eu de-abia acum aflu că s-a aflat. A, serios? Aplauze pentru emoții. Dar și eu la fel aflu treaba asta acum, da? Deci că nu prea ne înghițim, dar și că totul a pornit de la tine. Așa scrie aici. Eu nu putea să înghită nici pe Chelu, nici pe Micuțu. Dar până la urmă a reușit de câteva ori și băieții au spus că a fost o experiență foarte plăcută. Asta nu înseamnă că nu-l admir ca actor pe Bendeac. Este un om extraordinar. Vorbesc serios. A reușit și în televiziune, a creat un serial, Băieții de Oraș, exact, absolut extraordinar, pentru că a reușit performanțe greu de egalat. S-au înregistrat și decese, din păcate. Doi fani ai serialului, cred că erau din Marea Britanie, probabil. Da, e povestea adevărată asta, da? Au reușit, într-adevăr, după vizionarea a două sezoane legate, să moară de plictiseală. Ah, că e altă poveste adevărată. Pe asta nu știam. Am stat și m-am gândit și la ce poți tu face mai bine decât mine. De exemplu, să mă poți imita. Asta o faci foarte bine și te felicit pentru acest lucru. Eu nu te pot imita pe tine, nu am cum. Mie mi-e se numai dacă încerc să imit un tip foarte talentat. Adică pe mine însumi. Și mie mi-e greu să mă mici pe mine, dar voi pe tine. Deci am găsit o singură chestie, odată, o treabă pe care am făcut-o eu pe un Instagram. Mihai Bendeac, văd că a pus-o cineva pe YouTube. De ce nu cântă Marcel Pavel? Este. Ar trebui să-i mulțumiți cerului că Marcel Pavel nu cântă muzică modernă. Nu de alta, dar n-ai ști dacă ești în club sau la operetă. Imaginați-vă! I said never gonna do it, never gonna do it, never gonna do it. I said pulley trigger, pulley trigger, pulley trigger. Prost, doamne! Era o melodie, mă, la mod atunci. Chelu, cred că te odihnești în juriu la X Factor, în juriu la The Four, în juriu la Ai Umor. Iată, e o meserie și aceasta. Ce să te mai înjuriu și eu? Știu că tu iubești pe Dan Bindman foarte tare, dar până la urmă tuturor ne plac bătrânii. M-a invitat la emisiunea Antitalent, vorbeam despre domnul Bindman, și pot să spun că am avut marea plăcere să nu mă duc. Om. Oricum are momente în care spune lucruri absolut geniale, mai ales dacă sunt scrise pe prompter. Stați să nu uit, am văzut rostul pe care l-a făcut sora ta, Delia. În sfârșit, cineva sincer și cu simțul umorului din familia Matache, deosebit. Chelu, mi s-a spus că nu poți să stai atent mai mult de un minut și jumătate, dar nu cred că, eu cred că au exagerat. Ce mai e la tine acolo înăuntru, se întreabă lumea, eu nu m-am întrebat niciodată. Am ascultat vremea seară și a zis Busu că la tine în cap e un cod galben de ceață.
Dar nu cred, că pare un tip foarte lucid, nu? Mai țin minte versul acela, i-am dat un CD cu bănică, am vomitat și am plecat? Da. Da, bravo. Mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar i-am spus lui Ștefan, vezi, e important să te știe absolut toți. Chiar și ultimul om. Adică eu. Eu sunt ultimul om. Morala, sunteți morți. Poate ar fi trebuit să spun două vorbe și despre prezentatori. Aveți prezentatori? Doi. Nu. No. Nu. No. Am văzut că nu aveți, așa că trebuie să mă opresc aici. În schimb, era Șerban Copoț, Copoț îl cheamă, prin culise. Nu e băiatul acela care se te vălea pe jos când era mai mic, avea numele de animale, sau cum se numea, Animal X? Da. Talentat, extraordinar. Chiar voiam să-l iau cu mine să mă ajute la concerte, pentru că știu cât de talentat este. Sunt oameni care spun că nu e bun nici să-ți facă pantofi. Deci e o răutate foarte urât, nepoliticos și absolut neadevărat. Din contră, îi face impecabil. Sunt aici pentru că mă bucur foarte mult să fiu în apropierea voastră. Mihai a reușit lucruri excepționale de unul singur. Chelo, ți-ai făcut un nume important pentru că ești bun și muncești enorm, iar Delia, tu ești genială. Șerban și Dan, Dan Badea, probabil. Probabil, cel mai probabil. Seară bună, nu știu ce a vrut să fie asta, adică nimic despre ei. Sunt Marcel Pavel, vă respect, vă iubesc și vă salut. Bravo! A fost cu minte. Da. A fost cu minte. Da. Chelu, uite, când ne-am întâlnit între patru ochi, o să spun ceea ce simt eu despre tine și ce gândesc. Păi probabil că e numai vorba de scârbă, dispreț, nu știu. Ei, vezi, nu dar știu. Nu contează. Din contră, un respect extraordinar. Grație-l păr. Nefondat. Da, într-adevăr. Mulțumesc, în sfârșit ne apropiem de subiectul serii. Aplauze pentru Radu Herjeu. What? Ce fete am făcut? Ce mă? Ce ai făcut? Că am auzit. S-a ajuns departe, fraților, s-a ajuns. Bună seara. Bună seara. Și să știți că 1,5 milion la mine, ăștia-s toți banii. Radu Herjeu, cel mai apri critic în viață al Ai Umor. Acum vorbim la modul serios. El este cel care a propus cele mai multe amenzi la CNA. A propus, atenție, doar o parte au fost aprobate și au ajuns la suma de 95.000 de RON. Pot? Da. Mulțumesc. Stimați tenismeni, stimate tenismene, permiteți-mi să mă prezint. Sunt Radu Herjeu, sunt la CNA și am umor. Prin urmare, habar n-am ce caut aici acum. Exact. Dar pentru orice eventualitate mi-am adus și racheta cu mine. Sunt fost realizator de emisiuni TV, adică făceam multe emisiuni serioase, prezentam știri și la radio și la televiziune, genul de programe în care umorul este involuntar, cam ca la emisiunea aceasta. Am terminat facultatea de chimie, m-am apucat de televiziune, ceea ce constat că voi, după atâția ani, n-ați reușit să faceți. M-am lăsat de televiziune și am ajuns la CNA și mă gândesc că măcar jumătate din tot ce am făcut eu, dacă ați fi făcut și voi, ar fi fost minunat. Jumătatea aia cu lăsatul de televiziune, evident. Mărturisesc din start că nu știu să fac mișto. Deci nu știu, nu mă pricep, nici măcar când am subiecte atât de ofertante precum cele din fața mea. Nu pot să fac din Rahat Beach și el să pleznească, cam cum încearcă Mihai să facă în toate relațiile lui, după care vine la televizor să vadă poporul cam care e rezultatul. M-am uitat la emisiune de câteva ori, obligație de serviciu, adică primesc salariu pentru asta, salariu pe care, desigur, după aceea trebuie să-l dau la psiholog. Câteodată îmi pare rău că nu sunt prieten cu Chelu, probabil că mi-ar fi dat și mie niște ingrediente să fiu mai zen. Bun, cam ce momente fabuloase de umor îmi aduc eu aminte de la emisiunea voastră? Unul care se arunca de pe scară în frișcă, nu? Da. Floricica dansatoare pe muzică rock. Excelent, excelent. Iată o istorie deja. Niște melci. Nu niște puțin. Hipnotizatori.
Măicuța cosmică. O legendă. Și scufița verde gotică. Excepțional. Mi s-a zbârlit părul pe retină, dar am rezistat. În schimb, am clacat la cetățeanul care a povestit 15 minute despre cum se masturbează vărsul. Acum, fratele meu, sigur că Mihai tot cerea amănunte, dar 15 minute? Adică nici dacă ar fi povestit o partidă de sex cu participație externă, nu dura 15 minute. Mă angajez la ce? Mi-a plăcut atât de mult, încât din reflex, vă spun sincer, noi avem un buton... am apăsat pe buton și ce să vezi, a ieșit... Dar din reflex, n-am vrut. Pentru că știți cum e, râdem, glumim, zicem și plătim. Așa e lege. Vă facem niște buzunare? Nu, mulțumesc. Am propus până acum amendarea emisiunii Ai Umor cu 95.000 de lei. Ete! În sfârșit cineva își face treaba în țara asta. În sfârșit. Exact acum mi-a scăpat bubă. Și pentru că propunerile mele sunt acceptate în CNA, nu ca ale lui Mihai aici în emisiune, v-am ușurat de vreo 20.000 de euro și poate credeți că îmi face plăcere acest lucru. Dacă voi credeți asta, să știți că este perfect adevărat. Ba, din potrivă, mi se pare că e cam puțin, dar nu sunt singur la CNA. Dacă ar fi după mine, aș amenda emisiunea la fiecare ediție, chiar și numai pentru faptul că au pus-o pe Delia lângă Chelu. Dar n-am voie să fac treaba asta, așa că puteți să rămâneți în formula asta, dar, sincer, părerea mea e că ați avea mult mai mult succes la ora 2 noaptea, pe un alt fusorar și, eventual, într-o țară în care n-a ajuns televiziunea. Am avea succes? Da. Se pare că nu primiți audiențele. Ai Umor este de departe în România extrem de bine targetată, adică ar face foarte multe vizualizări și face în online. Nu există nimic altceva peste Ai Umor în România. Nu există. Ca și show TV. Ca și conținut care pleacă din TV. Nu există. Eu nu pot decide cine prezintă, eu decid doar cine plătește. Bun, să revenim la... Vreau să zic la amezi, la emisiunile voastre. Așa. Mă gândesc la săracii telespectatorii voștri că măcar pe mine mă plătește statul să mă uit la japonezi decojind o banană cu fundul. Sau la mistris, nu știu cum, dominatoarea. Doamne ferește, da. Dar ce le știe? Apropo, știți că un cetățean a făcut plângere la CNA că domnișoara Duduia, doamna, nu prea se pricepe la meserie. Bândac, tu? Deci ați primit scrisoarea mea. Și dacă nu era suficient, a venit un nene de peste ocean, mi se pare, în costumul lui Adam și l-a pictat, l-a desenat pe Mihai, fără mâini, nu Mihai. Da, desenul, da. Desenul era fără mâini. Ah, când a făcut tablou? Da. S-a luat amendă? Da. Păi nu s-a văzut nimic. Nici măcar noi n-am văzut. A fost blurat că omul s-a dezbrăcat. Știi că a intrat în... Și s-a luat amendă pentru că blurul era prea mare? Sau de ce? Vă spun sincer că de atunci încerc să uit momentul respectiv, dar n-am reușit. David și Fofo. Nu, vă aduceți aminte de David și Fofo? Nu se poate, eu n-am uitat și am făcut și tratament, sincer, deci David și Fofo este... David avea așa o orgă micuță și Fofo, cum să zic eu, ce oră e? Puteam să zicem băgat? Nu. No. Și a intromisionat o minge de ping-pong. Ah, sigur. Da. După care a cântat la orgă un cântec de leagăn. Dom'le, omul a făcut o radiografie și o întoarcere istorică în acest show. Mi-a adus aminte de niște lucruri pe care și eu le uitasem. Ce m-a impresionat pe mine cel mai mult și cel mai mult a fost emoția lui Mihai.
care a ținut să omagieze momentul, băgându-și el mingea de ping-pong. A fost prima dată în viața mea când mi-aș fi dorit să nu. Semn de respect, vă apreciez mult. Apropo de Mihai, acum vreo 20 de ani, bate cineva la ușă. Doamna Bendeac, vecina mea de la etajul 8. Domnul Hergeu, fiți drăguți întotdeauna, doamna. Dumneavoastră, la Antena 1, jurnalist. A lucrat la Antena 1? Da. Cum? Știți, fiul meu avea 16 ani, cred, pe vremea aia. Visează să se facă cronicar sportiv. Da, aveam 14 ani, da. Se uită la meciuri toată ziua și scrie în continuu și eu aș vrea să știu dacă să-l încurajez. Și dumneavoastră puteți citi textele lui să-mi spuneți, dar sincer, dacă are talent, dacă... Am luat foile, le-am citit, am constatat că n-am destulă carioca roșie în casă, așa că am decis să fiu sincer. Și am spus, doamnă, e minunat. Foarte bine, extraordinar de bine că are o pasiune. Sfatul meu e să caute alta la care se pricepe. Din păcate, iată, după 20 de ani, constat că n-a găsit-o. Mă scuzați, mama. Nu, mama, nu-s acasă. La ai umor. Nu sunt beat. Delia? Nu știu, mama, întreabă mama dacă ești... Doamne ferește! Nu, doar... zice că Doamne ferește. Hai, mamă, că n-a lăsat God din alcool testul aici. Să vede că e cu ochii pe noi. E fan. Pe Chelu? Care dintre ei? A, pe Chelu, nu-l întreb. Că mai țin la dinții mei. Nu, mamă, nu el cântă, avem nevoie și de iarbă. Apropo de Chelu. Acum vreo 20 de ani, nu... N-a sunat maică-sa să mă întrebe dacă el cântă bine. Era ce că... bloc aveam, era un bloc cu tot jurul mort. Acum vreo 20 de ani l-am invitat la o emisiune pe care am realizat-o chiar aici, în spațiul ăsta, Acces Direct se chema. Foarte încântat producătorul meu, Laurențiu, a acceptat Chelu să vină la emisiune, dar, Radu, avem o problemă. Ce problemă? Înjură. Mult? Mult. Păi, îl rugăm să nu mai înjure, că doar o să moară o jumătate de oră în emisiune. Băi, Radu-l rogi tu că eu nu-l rog. De ce mă, Laurențiu? Că mă înjură. Ce bun e. Vine invitatul, domnul Chelu, maestre, măi Chelule, te rog eu din suflet, dacă poți, hai să nu înjuri și tu o jumătate de oră. Îmi bag în emisiunea voastră dacă nu mă lăsați să fiu natural. Ce era să fac? L-am lăsat să fie natural. Am avut o emisiune bio cu vreo 3425 de bipuri pe minut. Nu mi-aduc aminte. M-ar fi mirat să-ți aduci aminte. Corect. Mega succes emisiunea, mega succes apariția lui, evident. M-am bucurat. M-am bucurat și mai tare pentru că după aceea paraziții m-au băgat într-un clip. Și era un fel de premoniție, cred. Au știut ei că o să ajung la CNA. Melodia se chema Jos Cenzura. Atât de senil sunt? Da. Doamne, devin și credincios. Iisuse Hristoase. Mă bucur că mi-a amintit că a participat activ la un videoclip Paraziții care vorbea despre cenzură. Este foarte clar că viața are umor și nu știi niciodată ce e mâine. Pe Delia am apărat-o de câte ori am avut ocazia și slavă Domnului că mi-a dat de foarte multe ocazia. De exemplu, atunci când foarte mulți părinți s-au plâns la CNA că nu le educi copilul așa cum trebuie, cântând mamă sunt beată. Da, uite, educă mâncând tot. Acum, sincer să fiu, nu știu câte fetițe s-au apucat de băut pentru că au auzit-o cântând asta pe Delia, dar sigur niște băieței au avut nevoie de ani de terapie ca să nu se mai viseze crocodili verzi gonflabili, precum cel pe care îl cu care dansează Delia într-un videoclip printre vase de toaletă și chiuvete. Omul ăla care sună la CNA, că a apărut piesa Da, mamă, sunt beată, din asta trăiește. El sună de fiecare dată când apare câte o piesă sau câte un episod din nu știu ce sau câte o... Asta face, sesizări. Alo? Alo? Nu vă faceți iluzii. Chiar dacă m-am simțit foarte, foarte bine la voi, dacă mă mai obligați să mă uit la emisiunea voastră vreodată, da? Și asta numai ca să vă aduceți aminte din când în când că sunt și oameni care vă urmăresc.
Din obligație. În încheiere vreau să vă mai spun că m-am uitat în ultima vreme la două lucruri la televizor și am simțit că pierd. Unul este semifinala Simonei Halep la Melbourne și a doua o ediție Ai Umor. Sigur sunt convins că Simona Halep își mai revine, voi nu. Sper că nu. Bună seara tuturor, mă numesc Daniel Lazar și dacă pentru unii sunt ăla cu voce de popă, de la Paraziții, pentru alții sunt ăla care cântă cu toți, ăla care n-apare la TV, ăla pe care nu-l știe nimeni, ăla pe care îl cunoașteți, dar nu știți de unde să-l luați, ăla care din seara asta nu o să mai fie prieten cu Chelu, ăla despre care Bendeac v-a spus, bă, dar cine e ăsta până la urmă, ăla pentru care Delia v-a schimbat titlul melodiei 2 în 1, în 2 cu 1. Știu că v-a sunat un pic a poștă asta cu 2 cu 1, dar mă refeream fix la componența jurului Ai Umor. Doi bărbați și o depresivă cheală cu nume de Arhanghel. S-a luat frumos, s-a luat frumos. Și cum în majoritatea emisiunilor de audiență trebuie să existe și un caz social, am să încep cu o veste tristă. Mihai Bendeac trăiește. Și asta doar pentru că Chelu îi permite. Mulțumesc sponsorului meu. Așa a hotărât. Da. După ce secția de strungărie de la electroaparataj a fost demolată, Mihai Bendeac s-a făcut actor. Bani din cer se numește una dintre realizările domniei sale. Hai mă, aplaudați că și la spectacol ați făcut la fel. Mă rog, după ce am văzut spectacol, am înțeles cu lux de amănunte replica marelui Dinică. Mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană. V-ați gândit vreodată care este elementul comun dintre Bendeac și Chelu? Există ceva ce îi leagă mai strâns decât contractul cu emisiunea Ai Umor. Mai strâns decât sfoara pe jambon. Legătura aceasta este o sinfonie de bucle. O sinfonie de bucle pusă la mijloc, în ciuda cheliilor de la periferie. Această carmangerie plină de bunătăți ce răspunde la numele de Matache. Această gogoașă glazurată, în altă culoare și cu glas de prepeliță fumătoare. Ce vorbești, mă? Prepeliță fumătoare! Această gogoașă glazurată! Da, Delia, tu care fugi de maternitate ca Bendeac de faimă. Să-ți dea bunul Dumnezeu! Hai, să nu ne lăsăm intimidați. Băi, mă, ți-i junghia, mă, nenorociți. Bă, cred că e primul roast. Delia, să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate pentru clipul de la piesa 1, 2, 3, 4. De la Oana Sârbu în liceenii și Anca Țurcașu în Miș Litoral, zău, dacă mai exista ceva să inspire generațiile de adolescenți. A fost așa, ca o mână de aer proaspăt pentru puberi. Dar fiind o doamnă măritată cu situație, noi restul nu putem decât să ne punem pofta în... Cui! Bine! Nu-i așa, frate? Da. Sunt prieten cu Chelu de pe vremea de când era extrem de bun în ceea ce făcea. Între timp, mi-a rămas un bun prieten. Asta ar merita niște aplauze, nu fiți gârciți, haideți! Cing, cing! Da. Țin minte că fratele meu, Chelu, s-a bucurat foarte mult când s-a suspendat emisiunea X Factor, pentru ca mai apoi iar să se bucure că s-a suspendat și The Four. Bravo, frate, la tine totul se termină cu suspendare, a? Să sperăm. Hai că ești tare. Ești forță! Forță! Executarea nu e punctul meu forte, deci jur. Apropo, are cineva idee de ce și-a făcut Chelu casă din lemn? Nu? Ca la cărămidă și betoane nu se folosesc așa multe cuie, mă. Am aici. A cui a fost râsul ăsta de trabant?
Seamănă cu Copos, așa, la râs. Știi ce mă fascinează pe mine la Copos? Copos. Copos. Zâmbetul, grimasa pe care o face când zâmbește, când râde. Arată de parcă Nicolae Guță i-ar fi rudă de gradul 1. Dacă ar... N-a fost vorba despre mine, zic de Copos. Copos e altcineva. Copos... Da, vezi, e în eroare. Dacă ar fi avut mustața puțin mai mare și mai deasă, jurai că Vali Vigelie a fost poștaș în tinerețe. Dacă vă întrebați cum am ajuns să cânt featuring-uri cu Paraziții, am colaborat la câteva piese cu Chelu pentru că el își dorea foarte mult ca la un moment dat să facă și muzică. Știți că el își scrie de cele mai multe ori singur versurile, motiv pentru care sunt și piese care n-au succes. Însă poate face și lucruri extraordinare, cum ar fi, nu știu ce exemplu să dau, cafeaua, spre exemplu. Da. Uneori, privindu-l așa, voi n-aveți senzația așa că uneori chiar seamănă cu Hristos? Nu? Hai mă, că și el și Chelo au cuie în mână. Dom'le, există un fir epic în acest rost. Da. Există. Te uiți cu dușmănie la mine. Zi. Hai că știu. Deci fiți atenți aici. Chelu este un om generos. El este întotdeauna lângă tine atunci când ești în... De regulă tot el e și cel care te-a băgat acolo. Până la gât. Asta e că am scos hârtia de la freca. Da. Eu, fratele Lazar, te admir pentru sensibilitatea ta aparte. Mai ții minte când ne-am uitat la Happy Feet? Atunci ții minte că te-am văzut spart de plâns și mi-ai spus, uite frate, nici în filmul ăsta n-a jucat Bendeac. Eu ți-am zis atunci că nu orice ceapă ajunge la lea, dar tu ce ai zis? Bendeac e fratele meu? Chiar dacă a pierdut castingul pentru James Bond, pentru că la testul IQ a ieșit sub 007. Acum pot să mă bucur. Bă, tu te bucuri, dar n-ai zis tu că Bendeac este excepția care confirmă toată regula? Atunci când toți bărbații ignoră personajul masculin din filmele porno, el nu și nu? Mă, recunoaște că tu ai zis așa. Recunosc. Și ai mai fi zis mai multe, dar n-ai mai avut cui. Recunosc. Oh, ce fin! În fine. Îmi pare bine să te cunosc, excelent. Dar cum mai știi tu, Daniela? Adică ți-a mai povestit Chelu, Delu, știi de undeva? Sau a fost... Bă, nu, l-am văzut, cred că într-un clip. Dar nu, când am auzit numele, nu. În fine. În urma acestei apariții, merită să devină mai cunoscut. Pentru că l-a preocupat. Acum ceva vreme l-am întrebat pe Ombladon. Eram și eu curios cum de-a făcut Ombladon trupă cu Chelu. Și mi-a zis că, bă, eu am vrut dansatoare, dar n-am avut buget de mai mult. Îi salut pe Ombladon și Freaca. Să știți așa de la mine că ei sunt adevărații eroi de la 20 CM Records. Și ca să-l citez pe bătrânul filozof Tricomonas, nu te dor, frate, hemoroizii decât ai stat în spatele lor? Nu de alta, că dacă nu era emisiunea asta, rămâneai fix ca mine, acasă. Hai, facem pace? Da, facem pace. Oricum ar fi, să știi că eu voi fi mereu alături de tine, voi fi mereu fratele tău, același Lazar, vorba aia cui pe cui să scoate. Cred că sunt prieteni foarte buni pentru că mi s-a părut că, cum să zic, glumele erau extrem de curajoase în ceea ce privește pe el. Și cred că genul ăsta de glume, dacă ar fi fost făcute de altcineva, n-ar fi fost primite cu atâta... Știi? Eu sunt Daniel Lazar și dacă v-a plăcut roast-ul meu imbecil, să știți că am învățat de la cel mai bun. Mulțumesc, Dan Badea! Bă, să știi că pentru o casnică a fost foarte bine. Mulțumesc mult! Ok. Un actor care a făcut un singur film. Un regizor începător și un obsedat sexual intră într-un bar.
Și barmanul întreabă: cu ce vă servesc, domnul Bendeac? Ok. Sunt Irina Margareta Nistor și am venit să vorbim despre filme. Cu toții vă uitați la ele, mai ales Chelu, așa că te întreb direct. Spuneți, doamnă. Ce mai e nou pe Pornhub? Nu, să nu-mi răspund, nu, te rog frumos să nu-mi răspund. Doamnă, da, permiteți-mi două secunde. Vă jur că în ziua în care v-am aflat numele, eram în garsoniera unor oameni, așa. În ziua în care am aflat că sunteți... Cine sunteți? Wow. Am văzut și primul film porno. Wow. Dar traducerea era din alt film și... Era altcineva. Deci am avut două chestii bune într-o zi. Sărut mâna, aveți tot respectul meu și chiar absolut. Sunt bucuros să vă văd aici. Da. Prin urmare. Salut. Mulțumesc. Culmea e că după ce s-a interzis filmul Peripile Vântului, Chelu a fost de acord cu această decizie spunând: mie mi se pare normal. Nu-i deloc pe gustul meu. N-are suficient rasism. Corect, doamnă. În schimb, cei doi, Badea și Copoț, discutau mai devreme despre 10 negri mititei pe care l-am și tradus. Badea, Dan Badea, un James Bond autohton, zicea că pe la noi românii nu sunt foarte afectați, decât pe jumătate la 10 negri mititei. Pentru că nu avem negri, dar avem doar mititei. Bun. Rasismul e o problemă majoră în lume și oamenii sunt tratați diferit pe motive absolut hilare, cum ar fi culoarea pielii sau orientarea religioasă. De aceea s-a făcut o clarificare în anumite cazuri. Ce este un musulman care merge cu avionul și are un rucsac în spate? Un turist, ce credeți? Un turist. Să revenim la lucruri pe care le cunoaște mai bine lumea. Bun, Delia, sunt sigură că tu te-ai uitat la Oscarurile de anul ăsta. Pentru filme, nu pentru că s-au îmbrăcat actrițele atât de bine, având în vedere că nu era niciun antrening. Deci, toată lumea știe că premiul pentru cel mai bun actor în rolul principal a fost câștigat de fanul meu, cinstit e fanul meu, știți că a filmat în România, a vrut să mă cunoască, Joaquin Phoenix. Pentru Joker. Yeah. Un actor care nu mai făcuse mai nimic de an bun de la Gladiatorul. Deci din 2000 a reușit o performanță, ceea ce îl face pe Mihai Bendeac să mai spere cât de cât. Nu? Yeah. Mihai, nu, stai liniștit. Nu, asta aveam să spun, stai liniștit. Mihai e Gladiatorul. Bună, Reada bună. DiCaprio n-a luat nimic. Adică n-a luat Oscarul pentru Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver nici el n-a luat nimic. Doar Antonio Bandera s-a luat... A luat COVID. Nu, a luat. În schimb, premiul pentru cel mai bun film, care l-a înfuriat pe Trump, știți chestia asta, sigur. În schimb, l-a făcut foarte mândru pe Chelu. Spuneți, doamnă. Parazitul. L-am văzut. Pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, știe cineva cine a luat? Fermecătoarea, René Zellweger. Da. Asta care a filmat în România, deci nu numai Joaquin Phoenix, da? Ai grijă. Brokeback Mountain, nu? Da, nu, Cold Mountain. La Cold Mountain. Ai vrea tu Brokeback Mountain, dar să duci la Cold Mountain. Lasă că te așteaptă și pe tine. Acuși exact direcția. O actriță minunată, căreia organizatorii au vrut să-i mai dea un premiu și nu în ultimii ani, dar din cauza operațiilor estetice nu s-au mai prins bine care e. Adevărul că s-a schimbat enorm. Se zice că la fel a pățit și Mihaela Rădulescu, doar că ea n-a avut șansa să vrea cineva să-i dea un Oscar, mai ales după legături bolnăvicioase. Bătălia mare a fost la premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Anthony Hopkins, Brad Pitt, Joe Pesci, Al Pacino. Când vezi că e mai bun să nominalizați doar pentru roluri secundare,
La roluri principale sunt numai nume necunoscute. Încep să înțelegi ce e cu Miami Beach. Ia să vedem, cine a văzut Miami Beach? Pac, 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 așa. Eu nu vă plătit, întreb dacă la cinema eu sau... Eu am plătit bilet, sunt cel mai prost din sală. Bravo! Și eu la... Nu, am fost invitat la premieră. Cel mai prost sunt. Cel mai bine vândut film din România, vă rog. De-aia Marius Manole face emisiune online. Poate nu știți cu toții ce este Miami Beach. E un film al cărui scenariu a fost scris de Codin Maticiuc. În pofida ceea ce cred unii, să știți, Codin nu-i deloc prost. Nu, nu, deloc, nu, nu, nu. El produce filmul, el joacă un fel de Sergiu Nicolaescu. Aveam nevoie, nu s-a dus. Doar că mai mic. Trebuie să discutăm puțin și despre cel mai bine vândut film din istoria post-decembristă. Five Gang. Oh, aici, da. Oamenii s-au călcat în picioare să vadă acest film și în ajun de Crăciun. Oamenii, copii. După aceea s-au călcat în picioare să pice bacul. E foarte adevărat. Și să mai spun niște lucruri despre care probabil că n-ați aflat. Am auzit că Maya Morgenstern va juca în The Passions of the Christ 2. Învierea. S-a întors. Domnul Mel Gibson, evident că e în continuare regizor la patimile, știți că Maya întotdeauna îi spune domnul Mel Gibson. Și am aflat eu așa că singura indicație dată doamnei Maya Morgenstern a fost nu ca la ai umor. E-o! Mă bucur că v-am văzut și că m-ați primit, cel puțin aparent încântați. Mă bucur că sunteți în continuare toți trei bine, sănătoși, vă înțelegeți, vă suportați așa și în sezonul nou. Cifră indiană cea mai bună. Mihai a spus despre Delia că e singura femeie pe care o cunoaște cu care poate fi prieten, așa cum este cu un bărbat. Delia a spus că Mihai este singurul bărbat dintre toate femeile pe care le-a cunoscut. Mă rog, eu sunt mulțumită însă că am făcut glume chiar și despre Chelu. Și cu toate astea voi pleca de aici în viață. Dar pentru orice eventualitate mi-am închiriat un bodyguard pentru o seară. Vă îmbrățișez pe toți de la distanța reglamentară. Să-l spun la doamnă.